Iată și o intrare pe autostradă, da? Deci să ne să urmărim fără să accelerez foarte tare cum evoluează mașina la o intrare. Suntem pe banda de intrare în autostradă, semnalizăm și urmărim cum rulează mașina normal, da? Deci niște schimbări. Pedala de accelerație nici nu cred că e la jumate, da? Finețe deosebită pentru o cutie pilotată. Eu în continuare sunt, n-am cum să-mi ascund satisfacția. Adică într-adevăr sunt extrem de mulțumit de această cutie. Nu mă așteptam. O să frânez acum că am un pic de drum liber și o să o mai luăm o dată. Dar observați și retrogradările, cum le face, s-a dus în a patra, o ține și acum din nou reiau o accelerare normală, deci fără să mă grăbesc, să vedem ce se întâmplă. Urmăriți cât de finuț schimbă. Există un delay, o întârziere mică, dar foarte mică pentru o cutie pilotată. Din nou, a 6, liniștit, 90-100, fără stres. Vrem o accelerare mai puternică pe moment? Accelerez la podea, mi-a schimbat imediat, a sărit două trepte, s-a dus în a patra, urmăriți-o cum accelerează. Da? Semnalul sonor pe care l-ați auzit era de la navigație, ne spunea că am depășit viteza legală de 130 de km pe oră. Foarte, foarte ok din acest punct de vedere cutia. Nu vine să cred cât de bine se comportă. Aproape ca o cutie automată convențională. Cam așa o simți. Aproape de... Da, încă o dată încetinesc. De data asta o să o iau un pic mai tare. Iată, s-a dus în a treia. Dar tot fără să fiu la podea. S-a simțit acum schimbarea ceva mai bine, adică mai am avut un delay mai mare, la fel și acum în trecerea din a patra în a cincea. Și acum a șasea, foarte frumos. Sigur are niște praguri prestabilite, anumite condiții de funcționare cutia și de schimbare. Punctele de schimbare diferă foarte mult în funcție de o serie de factori. Dacă ești în eco sau nu, dacă pedala de accelerație are o poziție sau nu, în funcție de viteza vehiculului, dacă ești în frânare sau în accelerare, sigur că totul are în spate o serie de algoritmi foarte bine studiați și care sunt întotdeauna într-o continuă evoluție. Adică este posibil ca cineva care cumpără o mașină cu o transmisie Easy Air acum în 2016, în 2017 o transmisie cu Easy Air să aibă alt algoritm. Sigur că la reviziile tehnice sunt anumite fie rechemări, fie buletine de service la care și mașinile cumpărate inițial, deci în zona de lansare a transmisiei Easy Air, sunt resoftate în funcție de anumiți să spun eu, în funcție de anumite reacții, da? Pe măsură ce mașinile sunt cumpărate și folosite, oamenii pot să aibă anumite nemulțumiri sau cutiile pot să aibă anumite ezitări sau probleme care sunt în general la 6 luni adunate, revizuite și corectate, dacă este cazul. Dacă nu este cazul, ce încerc eu să spun, că până acum eu am fost foarte impresionat de această transmisie Easy Air de la Dacia. Fără îndoială aș putea să trăiesc cu astfel de mașină realmente fără niciun stres. Deci nu mă deranjează nimic la ea. În plus am și 6 trepte, ceea ce e un mare avantaj. Acest motor senzațional 1.5 DCI, economic și fiabil, pentru că este un motor foarte fiabil. Problemele care au fost, au fost, acum nu mai sunt. Și rezultatul este o mașină de excepție. O să comut în modul manual.
Și să mai facem o suită de încercări, dacă vreți. Probabil că ați observat deja că retrogradările sunt puse pe manetă în sensul care trebuie din punctul meu de vedere, adică sunt puse către înainte, iar avansările în trepte tragi de manetă către spate. Iată, să simulăm o conducere sportivă, să spunem, cu modul manual. Sunt în treapta a treia și încerc să fac o depășire rapidă, da? Schimb eu. Din nou schimb. Și din nou schimb. Să-mi spună mie cineva ce a fost în neregulă aici. Mie nu mi s-a părut nimic în neregulă. Senzația pentru un neinițiat, pentru un necunoscător al unei transmisii pilotate, senzația cu care de fapt trebuie să te obișnuiești este că în modul automat al cutiei ai impresia că de fapt schimbările ți le face altcineva. Sigur că eminamente ți le face altcineva, ți le fac acele dispozitive de pe cutie. Însă asta este senzația. E ca și cum ai sta în mașină și conduce altcineva. Îți schimbă treptele altcineva. Nu știi când ți le va schimba. Tu mergi și cineva schimbă treptele. Asta este senzația cu care trebuie să te obișnuiești inițial. Ulterior, după ce faci niște sute de kilometri cu mașina, cum am făcut eu, sunt deja la al doilea test, am fost și la lansare unde am făcut, nu știu, 100 și ceva de kilometri cu un Easy Air în condiții preponderent de oraș. În momentul în care te obișnuiești cu cutia și știi reacțiile, în momentul ăla nu mai ai nicio problemă. Știi exact la ce să te aștepți și îți dai seama că această cutie Easy Air este de fapt un mare, mare avantaj competitiv pe care îl are Dacia, o mașină low cost până la urmă, da, ok, low cost, prețurile s-au dus în sus, mai ales la un Prestige, însă atenție, Easy Air este disponibil nu numai pe versiunea Prestige, în acest moment este oferit pe 4 modele, Logan, Sandero, Logan MCV și Sandero Stepway. Singura chestie de care trebuie să țineți cont că pe Sandero Stepway nu poți pune climatizarea automată, în timp ce pe celelalte 3 modele poți să-ți iei variantele Prestige și ai acces și la climatizarea automată. Însă acest Easy Air, eu îl consider că în acest moment este un mare avantaj competitiv al celor de la Dacia și urmăriți cum rulează mașina fără niciun stres, la orice viteză n-ai nicio treabă. Uitați-vă cât de rapid face retrogradele, dacă vreau să fac o depășire, să spunem, la întrapat. Mult mai rapid decât ai face-o normal dintr-o manetă. Da. Vreau să aud nemulțumiri. Să-mi spună mie cineva nemulțumiri. Că am avut mail-uri. Dom'le, am condus un Easy Air. O nenorocire. Am vrut să ies și așa și mașina a dat în nas. Nu. Nu există așa ceva. În momentul în care stăpânești cutia, nu-ți trebuie mai mult de 100 și ceva de kilometri să-i faci cu ea ca să înțelegi ce și cum. În momentul ăla realizezi cât de ok este această transmisie pentru Logan. În această variantă cu 1.5 DCI, pentru că îți oferă și o treaptă în plus, deci ai 6 trepte, poți rula pe autostradă cu viteze mari, cu consum mic, turație mică, nivel scăzut de zgomot din partea motorului, că zgomotul având e prezent, fără să stresezi piciorul stâng, fără să faci miile de schimbări, nu vă mai spun în oraș. O să mă mai auziți în partea de concluzie. În oraș mașina este superbă. Superbă. Repet, cutia foarte interesantă ca mod de folosire și comportament în trafic la orice fel de viteză. Sunt acum în modul manual. Rulez relaxat cu treapta 6, 100 de km pe oră. O să încerc să mă duc spre 130.
întâi mai ușor, adică fără să apăs pedala la fund, cam la jumate, urmăriți potențialul pe care îl are mașina cu pedala aproximativ la jumate, estimez eu, da? Stă frumos în a șasea și accelerează destul de repede, da? Deci deja trec pe lângă o mașină care rula cu 110-115 km pe oră, da? O să o las din nou la 100 de km pe oră. Și să vă mai arăt un aspect interesant în modul manual. Chiar dacă sunt în modul manual și cutia știe acest lucru, computerul știe acest lucru, sunt la 100 de km pe oră acum, da? Accelerez ceva mai tare și apăs la podea, îmi schimbă în a patra, las la jumătate acum pedala, observați că viteza scade, eu rămân într-a patra, accelerez din nou, mi-o ține într-a patra, deci observați, repet, în modul manual, deci eu n-am luat mâinile de pe volan. Mașina știe că vrei performanță de la ea și rămâne într-a patra, iată, la 130 de km pe oră. Dacă mă duc mai tare, observați, schimbă. Și acum rămâne într-a cincea, că aici e frumusețea, da? Deci rămâne într-a cincea, știe că trag de ea și stai că nu dau una șasea, că poate omul nu vrea. Vrei să-i dai a șasea? Manual, din manetă. Încă o dată vă întreb, aveți impresia că nu se conduce sportiv dacă vrei genul acesta de cutie? Mie nu mi se pare. Indiferent că ești manual sau automat, ai control foarte bun asupra a ce face cutia. Foarte bun. Să demonstrăm și sistemul start-stop sau stop-start, că de fapt asta e denumirea corectă. Deci sistemul stop-start acum s-a oprit. Iată cum pornește. Punem în mișcare mașina. Dreapta a doua. Mergem puțin. Frânăm că e trafic. Sistemul stop-start intră în acțiune. Ridic piciorul de pe pedală. Fără să accelerez, observați că mașina începe să se miște puțin cu 8 km pe oră. Accelerez, din nou schimbă, din nou frână, și sistemul stop start în acțiune. O să-l dezactivez ca să putem să facem și 0-100. Aer condiționat oprit, cutia Easy Air în modul automat deocamdată, treapta întâia selectată, o să accelerez la podea. Și ne ducem și ne ducem și ne ducem. Dar poate că sigur o să fie oameni care se vor plânge, că nu poți să conduci tare cu ea. Eu m-aș mai gândi. Și în modul manual, n-am idee dacă vor fi diferențe sau nu, accelerez la podea.
data 5-a pe la 150. Acum să urmărim un aspect interesant, și anume la retrogradare mașina schimbă automat undeva sub 1250, sau mai exact în zona de 1250 rotații pe minut. Deci cam ăla e pragul la care schimbă. În modul manual, așa cum observați, cam la 1000. Da, eu tot frânez. Și uitați, în zona de relantii 900-1000 pe manual schimbă 2 și dacă încetine și mai mult 1. Deci asta în modul manual. În modul automat, așa cum o să vă arăt imediat, o să întorc un pic și vom vedea că punctele de schimbare în retrogradarea normală sunt la 1250 de rotații pe minut. Mergem spre 100 ca să avem și a 6-a. Da, o avem și acum o să las mașina să încetinească natural. Deci în frână de motor practic. O să vedem și ce frână de motor are. Da, cam asta este. Suntem pe o linie oarecum orizontală. Iată. A dat a 5-a. Undeva, nici n-am fost atent. O să o las în continuare. Și în mod normal, cam acum ar trebui să dea a patra la 1250 de rotații pe minut. Da? Motorul s-a dus în 1500. Din nou 1250. Da, acum văd că a ținut-o un pic mai jos, în funcție de situație, deci depinde un pic. Cam asta e zona, 900-1250. Uneori am văzut că retrogradează și mai și de mai sus. Depinde foarte mult și de viteza cu care încetinești. O să mai facem o probă. Sunt sigur că astea sunt aspecte care interesează pe multă lume. Suntem în a 5-a, să spunem, și o să încep să frânez acum. Deci eu o să frânez mai accelerat un pic. Iată, acum, cum spuneam, la 1250 le cam schimbă. Doar a doua a ținut-o tot în zona de relantii pentru că mașina rula. Punctele de schimbare sunt clar parte dintr-un algoritm sofisticat. Nu este așa de simplu pe cât pare. Și acum să urmărim de fapt ce interesează pe toată lumea. Cum se mișcă cutia în conducerea normală, da? Deci suntem, plecăm de pe loc cu a întâia. O să încerc să o iau chiar foarte ușor. Deci întâi ușor. A doua. A treia. Erau niște opinii pe internet că schimbă foarte jos cutia în funcție de pedală, atenție. Da, deci acum am mers ușor. Chiar foarte ușor, deci abia ating pedala de accelerație. Iată, a 5-a. Și dacă voi menține ritmul și voi depăși pragul de 80 de km pe oră, pe care eu ăsta l-am sesizat că ar fi pragul la care trece în a 6-a, la conducerea ușoară, bineînțeles. Da? Iată, cam după 80 a trecut în a 6. Frânăm. Încă un prilej să observați cum retrogradează. Da? Și o luăm din nou, de data asta mai tare un pic. Observați
observați că acum deja punctul de schimbare al treptei a 6-a s-a modificat în zona de 90 de km pe oră. O frânare ceva mai abruptă, la fel să vedem punctele de schimbare. Și stop start on. Din nou stop start. De data asta pornim motorul. O să mai fac o dată cu accelerare ceva mai tare și cred că ar fi cam suficient pentru ce ne dorim. Suntem la viteza 0, modul automat, și accelerăm un pic mai, să ne mișcăm un pic mai repede, da? Dar nu este foarte tare. De data asta, observați diferența, la 90 abia a dat a 5-a. Și a 6-a la 112 km pe oră. Cred că este concludent pentru toată lumea că această transmisie Easy Air este într-adevăr un mare atu al celor de la Dacia. Din punctul meu de vedere, realmente mă declar încântat de cum se comportă cutia, luând ca și termen de comparație alte cutii de viteze pilotate pe care le-am condus de la mărci consacrate și cu experiență foarte mare în genul acesta de transmisii. În acest moment, transmisia celor de la Dacia a urcat în preferințele mele practic pe locul întâi. Să vă mai arăt o chestiune interesantă care contrazice un pic ce am spus la un moment dat la începutul testului legat de trecerea din D în N în R, și anume, suntem în drive acum și să spunem că din greșeală sau, mă rog, intenționat, mă duc în N, mașina a ieșit, motorul se turează dacă eu păstrez accelerația și iată, pot să dau și în R, da? Deci fără probleme, însă R-ul clipește. Era cumva natural, există un pic de ca un prag așa în N, deci eu sunt în N acum și împing un pic în manetă, nu prea mă lasă, dar până la urmă treci în R. Ce ne semnifică nou acest lucru? Un lucru pe care de altfel îl știam. Comanda în sine, deci această manetă, între ea și cutia de viteze pilotată, este o comandă electronică, deci nu există o comandă mecanică. Pentru că dacă ar fi existat o comandă mecanică și introduceam în R, cel puțin la nivel de teorie, am fi făcut praf cutia de viteze. Deci, iată, încă o dată, observați că R-ul îmi clipește și chiar dacă accelerez, doar motorul se turează, însă nimic nu s-a întâmplat. O altă chestiune pe care vreau să vă arăt, cât de repede se face trecerea efectivă din R în drive, da, prin N. Adică suntem în N, vreau să merg cu spatele, da, să spunem. Deci suntem în R acum, mergem un pic cu spatele. Frânăm. Drive. Reluăm, mergem cu fața. Frânăm. R. Foarte rapid, foarte rapid, deci n-ai nicio problemă. Din nou frână. Interesant că aceeași chestie funcționează și invers, adică din R în drive, fiind o comandă electronică poți să te duci în drive înainte ca manevra să se încheie. Repet, contrazicere cu ce spuneam mai la început, așa am avut eu impresia. Din nou R, deci mergem cu R și presupunem că vrem să o luăm înainte după terminarea manevrei în R. Am mutat deja în A, însă mașina continuă să ruleze cu spatele și acum apeși pedala de frână și pleci în A. Și aceeași chestie, mă duc în R, dar mi-o scoate, mașina rulează în continuare, frânez, pot să o mut deja în mersul înainte. Interesant modul de utilizare.
necesită un timp de acomodare și sigur că ideal pentru a nu crea probleme, ideal este să folosim modurile corect, adică drive-ul când mergem înainte și air-ul numai când mergem înapoi, să nu facem aceste lucruri pe care tocmai le-ați văzut la mine. Nu spun că se întâmplă neapărat ceva rău, dar e mai bine să fim siguri că nu se întâmplă. Nu vreau să mă lungesc cu concluzia pentru că am prezentat în amănunt foarte multe modele de Dacia. În esență, la acest Prestige ne interesează diferențele față de un Logan laureat, plus cutia de viteze Easy Air. Sper că filmele până acum au fost suficient de explicite ca toată lumea să înțeleagă ce și cum despre această mașină și despre transmisia robotizată. O să trec acum prin computerul de bord ca să vedem datele. Mai avem 560 de km autonomie, am făcut 390 noi, viteză medie 37,3. Ideea este că în majoritatea timpului am mers cu aerul condiționat pornit, deci din cei 390 de km probabil că maxim 30 au fost cu aerul condiționat oprit. Așadar, în aceste condiții și condusă mașina realmente normal, dar am folosit în anumite ocazii și modul eco, cam jumătate din distanță, probabil undeva la 150-180 de km am mers cu eco activ. Și am avut acest rezultat, deci consumul mediu în acest moment undeva la 5,8, a oscilat între 5,4 și 5,8, însă ținând clima pe on, modul auto, mai tot timpul, e normal cu clima pornită să ai un consum ceva mai ridicat. Așa că idee ca fapt divers, în București cu trafic greu, intens, pe ploaie cu 16 grade, temperatură, am făcut 100 de km exclusiv urban și am reușit cu aerul condiționat pornit ocazional și oprit în anumite situații, bine ajutat și de sistemul start-stop foarte reactiv. Am reușit să mă mențin undeva la 5,4-5,5, ceea ce e extraordinar. Foarte interesant că până la urmă consumul mediu a ieșit mai mare, consumul mediu, adică înțelegând și urban și autostradă și drumuri naționale. Dar asta este realitatea. Acum am condus două zile la temperaturi caniculare, 33-35 de grade, și aerul condiționat a funcționat din plin. Ce să spun eu acum ca concluzie despre Logan MCV Prestige? În primul rând, mi se pare că este foarte bine că avem aceste opțiuni de cutie automată pilotată și această versiune Prestige. Din câte am înțeles de la cei de la Renault, nu foarte multe țări din Europa primesc această ediție cu climă automată. De fapt, sper să nu mă înșel, dar cred că doar România are această versiune Prestige. Adică e o chestie așa care s-a cerut. Au fost foarte multe voci din țara noastră care au spus că ar trebui să avem măcar o climatizare automată, pentru că cei de la centrul care se ocupă cu dezvoltarea modelelor Renault au considerat că nu este necesar, pentru că mașina, fiind o mașină low cost, nu e nevoie să punem pe ea anumite echipamente care intră în sfera, să spunem, mai înaltă de confort, cum ar fi climatizarea automată. Însă cei din România au spus: nu, noi vrem, insistăm, trebuie să facem cumva, pentru că în România este o dotare cerută. Iată că s-a putut, s-a făcut, avem această versiune Prestige pe mai multe modele Dacia. Problema este că prețul este și el pe măsură, deci avem în cazul acestui Logan MCV un 13.600 de euro fără anumite opțiuni care sunt prezente pe această mașină. Moment în care prețul mi se pare că se duce undeva periculos într-o zonă în care activează anumiți concurenți departe de a putea fi numiți low cost, gen coreenii de la Hyundai sau Kia sau chiar japonezii de la Suzuki, și în acel moment posibil ca în aceste variante de vârf Dacia să se lovească puțin cu capul de pragul de sus, în sensul că vii cu un preț destul de mare la
să spunem undeva în zona de 14.000 de euro, există și alte opțiuni de mașini cu performanțe și dotări superioare modelelor autohtone de care suntem atât de mândri, Dacia. Asta ar fi așa ca o caracteristică mai mult legată de zona de costuri, pentru că iarăși o surpriză, probabil tot din mândrie națională, se pare că sunt destul de mulți doritori, mai ales în țara noastră, dar și în străinătate au fost comenzi pentru modele Prestige. Se dorește practic să se cumpere un model Prestige din România pentru a fi utilizat în străinătate. Acest lucru înseamnă că sunt oameni care sunt dispuși să dea acest preț mai ridicat pentru un Sandero sau Logan sau Logan MCV Prestige. Marea găselniță din punctul meu de vedere este această cutie pilotată Easy Air, care ridică un pic nivelul, în sensul că poziționează Dacia în zona mașinilor de oraș care pot să fie dotate cu o cutie pilotată. Nu toate modelele concurente oferă această opțiune. Sunt o grămadă de modele, chiar în segmentul în care activează Dacia cu Logan și Sandero, care nu oferă decât cutie de viteze manuală, fie cu 5, fie cu 6 trepte. Și această posibilitate de a comanda o transmisie pilotată reprezintă un mare avantaj competitiv pentru Dacia. În acest moment, o versiune laureat, fie că e pe Sandero, de exemplu un Sandero laureat cu transmisia pilotată, devine o mașină de oraș, cel puțin în opinia mea, mult mai atrăgătoare decât un Smart, de exemplu, da, la un nivel de preț oarecum asemănător. Și mai sunt și alte mașinuțe mici, da, deci de clasă mică, ce vor fi fără îndoială surclasate de un Sandero cu această opțiune, prin prisma prețului de achiziție și nu în ultimul rând a spațiului mai mare, a unui sistem media nav foarte competitiv adus la zi, cu conectivitate, Bluetooth, navigație și tot ce dorești, lucruri pe care nu le găsești atât de ușor pe toate mașinuțele de oraș, deci de clasă mică. Și să nu uităm că și acele mașinuțe de clasă mică au un preț în general destul de ridicat. Adică întotdeauna spui problema asta, e cum să dau, ce fac, dau 12-13 mii de euro pe... Păi la banii aia poate mi-au o compactă mai puțin echipată sau cu motor mai mic sau o chestie de genul ăsta. Oricum, realitatea este că încă o dată, sau mai bine zis, Dacia a făcut-o din nou, a reușit să introducă în segmentul low cost, sigur low cost care nu prea mai este low cost prin prisma prețului, mai ales la o versiune Prestige, dar a reușit să introducă o caracteristică definitorie și care cu siguranță va fi mega apreciată în oraș, mai ales de către conducătorii care nu doresc neapărat o performanță sportivă. Nu că mașina n-ar putea să fie condusă tare, așa cum de altfel am încercat să vă demonstrez. Acum, printre ultimele fraze pe care o să le spun legate de această frumoasă mașină, tot pe internet am văzut în comentarii fel și fel de opinii. Domne, ce facem, că stai, că această cutie nu poate să fie lăsată în treapta întâi, pentru că sau se întâmplă nu știu ce și trebuie să o ții numai cu frâna de mână și iarna îngheață frâna de mână și așa mai departe, tot felul de povești din astea nemuritoare, că nu știu cine le scoate și de unde apar. Ce vreau să spun este următorul lucru, că de fapt poți să lași mașina, ea este în esență o cutie de viteză, deci acest Easy Air este o cutie de viteză manuală cu niște servomecanisme pe ea. În momentul în care o pui în drive, deci treapta întâia este cuplată, dacă ai oprit motorul, mașina rămâne într-o treaptă a întâia. Ca să nu fie niciun dubiu, pot să vă spun că am citit inclusiv în manual și scrie acest lucru și în manual. Deci cine dorește să facă o parcare, dar sigur că în mod normal, așa cum v-am spus, mașina pornește numai în poziția N, în cea în care ne aflăm acum.
pornește cu sau fără pedala de frână apăsată. Deci asta e o altă informație interesantă. Deci dacă ai sau nu pedala de frână apăsată, n-are importanță, rotești cheia în contact și motorul pornește. La fel, când o oprești, poți să o oprești în R, în N sau unde. Deci nu e nicio problemă că ești în R, în N sau unde. Atâta timp cât ai piciorul de pe frână, oprești motorul și mașina rămâne în mersul înapoi dacă este în R sau în treapta întâia dacă este în D. Dacă este în N, cutia de viteze este într-adevăr decuplat. Ca să nu fie niciun dubiu, ne uităm pe bord, da? D. Deci suntem în treapta întâia, se și aude un cuplaj și uitați-vă că merge, da? Eu am frâna de mână trasă, dar se vede că este în treaptă. Apăs pedala de frână, am oprit motorul, scot ea din contact, da? Mașina a rămas fără probleme. Dacă ridic maneta de frână, a luat-o un pic înapoi 3 cm și s-a oprit. S-a oprit pentru că treapta întâia este cuplată. Așadar, am demontat acest mit al faptului că nu poate fi lăsată în treapta întâia. Ce mai este important? Punem contactul. Mașina a fost lăsată în D. Faptul că acele înclipește înseamnă că suntem tot în D. Deci este cutia cuplată, dar motorul nu pornește. O ducem în N. Pornim. Și pe urmă din nou D, pentru a merge înainte. Este foarte simplu. La fel și în R. Este în R acum, s-a auzit și sunetul. Am oprit-o, scot cheia din contact, aceeași chestiune. Mașina e pusă ușor într-o pantă de mine, cade 3 cm înapoi, s-a oprit. Da? Fără frână, frâna de mână este lăsată. Așadar, niciun fel de dubiu în această privință. Merită sau nu un Logan Prestige cu Easy Air? Părerea mea că da. Dacă ai banii, dacă ești fan Dacia, îți place Dacia, mie îmi place Dacia, da, merită. Sunt și alte opțiuni. Nivelul de preț este unul periculos de aproape de modele foarte tari produse în Coreea de Sud. Însă, transmisia Easy Air, așa cum am demonstrat pe parcursul acestor firme, este realmente viabilă și... surpriză, cred că foarte mulți competitori direcți ai Dacia se vor uita, dacă vreți, metaforic în fața oglinzii și se vor întreba, oare de ce nu ne-a dus pe noi capul să facem chestia asta? De ce n-am băgat noi o pilotată, că aveam? Da, de ce n-am făcut noi? De ce nouă nu ne iese un low cost așa, care să fie cerut? Și ca o paranteză și cu asta închei. Chiar în aceste zile în care am avut Loganul MCV Prestige, undeva în Danemarca, dacă nu mă înșel, sau în Norvegia, parcă în Danemarca, a fost o mare adunare a posesorilor de Dacia din acea țară, 3000 sau ceva de genul acesta. Au făcut, s-au adunat la un loc 3000 de posesori, de na, Sandero, Duster, Logan, Lodi, ce mai are Dacia. Vă reamintesc că în Danemarca, Danemarca este una dintre țările cu un nivel de trai extrem de ridicat, cu un nivel al veniturilor foarte mare și acei oameni nu au nicio problemă în a se mândri, în a cumpăra și în a se mândri cu o asemenea mașină și întrebați, intervievați despre cum este relația lor cu Dacia, nu o să auziți sau nu s-au auzit în momentul respectiv decât cuvinte de laudă. Poate și pentru noi românii care suntem primii la denigra marca națională, poate și pentru noi un semnal să învățăm că nu întotdeauna mult înseamnă și calitate sau puțin înseamnă prost. Dacia cu ajutorul Renault, bineînțeles, însă și cu ajutorul românilor și cu ajutorul creierelor pe care le are Dacia din România, a reușit să facă o mașină, o marcă, să ridice o marcă Dacia la un nivel la care acum 20 de ani nimeni nu se gândea că vom ajunge. Din punctul meu de vedere, un mare bravo pentru Dacia.